Zodia fecioară, Mercur din vărsător, poate să influențeze puternic relațiile de la locul de muncă, sănătatea, dezvoltarea intelectuală, gândirea, curiozitatea, spiritul critic, de observație, raționamentul superior, puterea de concentrare, comunicarea, pentru că poate să crească curiozitatea, de asemenea. Mercur intră în retrogradare din 31 ianuarie, deci la sfârșitul săptămânii acestea, și vă va aduce un moment al reevaluării, al revizuirii, al reproiectării unor lucruri care nu au mers, poate. Luna plină din 28 ianuarie vă influențează de asemenea, pentru că e vorba și de un careu în T cu planetele din Taur, care poate să aducă în prim plan dorința de izolare, conștientizați niște sacrificii făcute, de asemenea iese în evidență credința, spiritualitatea, pot apărea anumite secrete la lumină și de asemenea se pot apărea proiecte pentru afaceri și diverse planuri de viitor.